Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarea oră la Digi24. Iată care sunt principalele titluri ale zilei de astăzi. Consumul de droguri capătă proporții epidemice în România, iar traficul de substanțe interzise crește odată cu cererea. Un material exclusiv Digi24 vă arată prin ce metode, atenție, științifice, reușesc traficanții să scape de poliție și ce fac oamenii legii să se țină totuși după ei, să țină pasul cu ei. Alertă pe litoral, autoritățile interzic culegerea midiilor și rapanelor din Mangalia până la Năvodari, după descoperirea unor alge toxice în Marea Neagră. Vă dăm detalii în scurt timp. Vara a început cu zile fierbinți, iar în următoarea perioadă va fi și mai cald. La începutul săptămânii viitoare vom avea 38-39 de grade Celsius, la umbră. Peste 20 de șefi de stat și de guvern în Normandia la invitația lui Emmanuel Macron, inclusiv Volodymyr Zelensky, și niciun oficial rus la ceremoniile de la împlinirea a 80 de ani de la ziua Z. Este ziua care a marcat începutul sfârșitului celui de-al doilea război mondial. Imaginați-vă sfârșitul acestei zile de acum 80 de ani. Cele 156.000 de trupe aliate care veniseră pe mare și din aer obținuseră controlul celor 5 plaje din nordul Franței, dar numai cu mari sacrificii. 45.000 de soldați au fost deja uciși, de aproape 3 ori cât populația unui oraș precum Cernavodă. Doar ca să vă faceți o idee, localnicii au povești extraordinare din acea zi. O femeie care avea atunci 16 ani spune că s-a trezit în grădină cu un soldat german și cu un parașutist american. Amândoi au supraviețuit întâlnirii. Dintre camarazii americanului, 11 au primit azi omagiul Franței. Președintele Macron le-a acordat rangul de cavaler al Legiunii de Onoare, în prezența lui Joe Biden și a regelui Charles al Marii Britanii. Au apărut noi imagini dramatice din ultimele minute de viață ale tinerilor români luați de ape în Italia. Unul dintre trecătorii care se aflau pe podul din apropiere a filmat scena în care un pompier s-a aruncat în râul învolburat, în încercarea disperată de salvare a celor trei. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Sta salendo l'acqua. Moriva, moriva. Butte fuori, no? În zonă continuă căutările celui de-al treilea român, tânărul de 25 de ani care nu a fost găsit nici până acum, la aproape o săptămână de la tragedie. Ne aduce detalii noi din anchetă corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu. În imagini se vede foarte clar cum pompierul a încercat disperat să ajungă la cei doi. Vorbim despre un pompier antrenat pentru astfel de situații. Este un om care a mai făcut acest lucru, au spus autoritățile, și totuși curenții foarte puternici pur și simplu l-au împiedicat să înainteze. Nu a reușit să meargă mai departe. La un moment dat era chiar în derivă, iar colegii lui au strigat să iasă și l-au ajutat să iasă de acolo din ape. Aceste date arată că salvatorii au făcut tot ce puteau să facă. Au adus acolo și o macara, au întins o coardă, au încercat să facă
facă în așa fel încât să-i salveze pe cei trei. Totuși, este în continuare anchetat de ce nu a ajuns elicopterul la timp. Pentru că, spun anchetatorii, cu elicopterul s-ar fi putut salva cei trei, pentru că de acolo ar fi coborât un pompier care i-ar fi ancorat și i-ar fi ridicat în aer. Acesta însă a ajuns cu doar un minut mai târziu. Așadar, chiar dacă salvatorii au ajuns acolo în timp relativ scurt, totuși ei nu au avut dotările necesare pentru o situație atât de dramatică. Este însă de subliniat că acolo apele au crescut foarte repede. În câteva minute debitul a crescut de la 15 metri cubi pe secundă la 250 de metri cubi pe secundă. Și au spus anchetatorii, putem vorbi practic despre o cascadă. Cei trei au avut foarte puține șanse de salvare, din păcate. În continuare este a șaptea zi în care este căutat tânărul român de 25 de ani, iar primarul din localitate a făcut de asemenea o declarație dramatică. A spus că fratele său este acolo împreună cu salvatorii. Sunt 40 de salvatori în continuare pe malurile râului, iar fratele lui îl caută în fiecare zi, merge în susul și în jocul râului, în speranța că fratele lui este în viață. Descoperire alarmantă pe litoral. Au fost găsite alge toxice în Marea Neagră, iar specialiștii trag un semnal de alarmă pentru iubitorii de midi și rapane. Fructele de mare ar putea fi contaminate. Autoritățile au decis deja să interzică pescuitul lor pe cea mai mare porțiune a litoralului, de la Mamaia și până la Năvodari. Cum s-a ajuns la această situație, ne spune colega mea Iulia Stanciu. Bun găsit tuturor! S-au închis zonele 3 și 4 din Marea Neagră, adică începând din Mangalia și până în Năvodari. Specialiștii Direcției Sanitar-Veterinare din Constanța au prelevat probe din mai multe zone și au observat că apa are un risc de toxicitate, în special din cauza unei alge. Așa că au decis să repete această analiză, dar până când nu vor veni rezultatele, nimeni nu are voie să culeagă midii și rapane din zonele mai sus menționate. De asemenea, sunt interzise pentru comercializare fructele de mare care au fost recoltate în perioada 23 mai 3 iunie. În acest moment, singura zonă de unde se pot culege scoici este zona 2, adică aceea care începe de la Midia și ajunge până în Tulcea. Un val de aer fierbinte aduce primele temperaturi extreme din acest an. Administrația Națională de Meteorologie anunță 4 zile de caniculă. Cel mai cald va fi la începutul săptămânii viitoare, când la umbră se vor înregistra 38 de grade. În bătaia soarelui, temperaturile vor trece ușor de 40, spune meteorologul Alina Șerban. Luni și marți se pare că va fi cel mai cald. Tot în partea de sud a țării vom avea multe valori de 36 până la 37-38, izolat poate chiar 39 de grade. În aceste condiții, disconfortul termic va fi din ce în ce mai accentuat, iar indicele temperatură umezeală, ITU, va depăși pragul critic de 80 de unități, cel mai probabil începând de duminică, în condițiile în care și instabilitatea atmosferică va apărea, mai ales după amiază și seara, se va manifesta mâine prin partea de nord, de centru a teritoriului și în zonele montane, sâmbătă în jumătatea de est a țării, iar duminică și luni în jumătatea de vest a teritoriului. Se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensifică de scurtă durată ale vântului, izolat chiar vijelii și căderi de grindină. Crește alarmant cantitatea de droguri găsită în România. În ultimii 4 ani, capturile polițiștilor s-au mărit cu 35%. Iar marea problemă a acestui moment e că traficanții reușesc să păcălească legea. Iau substanțe interzise, le modifică structura chimică și obțin un stupefiant care, pentru o perioadă, nu este interzis. Ce fac autoritățile ca să țină pasul cu traficanții? Digi24 a filmat astăzi în laboratorul pentru droguri al Poliției Române, iar o parte dintre imaginile și mărturiile pe care le vom prezenta în următoarele zile despre caracatița drogurilor le vedeți și în această seară. Ca substanțe noi câte vin, doar anul trecut am avut 26 de substanțe care au fost identificate prima oară în România. Practic, traficanții lucrează la foc continuu, în așa fel încât să producă stupefiante care nu se află încă pe lista substanțelor interzise. La rândul lor, ofițerii de la crimă organizată lucrează în paralel la testarea tuturor drogurilor găsite la percheziții.
volumul capturilor este într-o creștere uriașă. În 2020 aveam undeva la nivel național vreo 17.000 de probe. Într-un an? Într-un an. Anul trecut am avut 23.000 de probe. Există drogurile clasice, prin droguri clasice mă refer la cannabis, care are undeva o pondere de 30% din consum. Există un consum destul de ridicat și în creștere de cocaină. Am văzut că se mai vine și amfetamina și ceilalți compuși iliciți din pastile. În laboratorul de droguri al Poliției Române, testarea drogurilor durează maxim 45 de minute. În cazul în care specialiștii își dau seama că au în față o substanță nouă, o trimit de urgență către polițiștii din Europa, iar în scurt timp cei care sunt prinși cu drogul respectiv pot fi arestați. Cu toate acestea, imaginația consumatorilor și mai ales a traficanților nu are limite. La cetățenii străini care au fost la festivalul de la Constanța, aveau ketamină, cei mai mulți consumau erau pe ketamină. O fi un trend în Occident, o veni și la noi. Dar știți, ketamina este un anestezic pentru medicina veterinară. În România sunt deocamdată doar 5 laboratoare de droguri ale poliției. Sunt amplasate în marile centre universitare, precum București, Cluj, Constanța, Iași sau Timișoara. În următorii ani, alte două centre vor fi construite în Craiova și Brașov. Vlad Pascu l-a turnat pe fostul său dealer, Maru, în sala de judecată. Audiat de procuror, tânărul drogat care a ucis doi studenți în stațiunea 2 mai, a înșirat întreg lanțul de dealer din rețea. De unde procura Maru drogurile și care ajungeau, într-un final, și la el. Pascu menționează în declarația lui inclusiv un farmacist de la Spitalul Floreasca, de unde dealerul ar fi luat oxicodonă sau fentanil. Pus față în față cu dealerul lui, Vlad Pascu a devenit imediat slobod la gură. I-a povestit judecătorului cum Maru îi furniza drogurile pentru petrecerile pe care le dădea la el acasă. La audieri, Vlad Pascu a dezvăluit un întreg lanț de dealeri, unul dintre ei fiind presupus medic la Spitalul Floreasca. Cel poreclit doctorul i-a furnizat lui Vlad Pascu în nenumărate rânduri pastile de oxicodonă și antidepresive. Imediat după audiere, Vlad Pascu a fost băgat în dubă și condus din nou în arest la Constanța, unde pe 7 iunie îl așteaptă un nou termen de judecată în dosar 2 mai. Nu există o astfel de instituție, reluarea de la zero a procesului. Noul judecător al cauzei a dispus audierea părților civile, a persoanelor vătămate și a acelui martor. Deci e un martor și toți ceilalți care au solicitat să fie audiați nemijlocit de noul judecător. Deci practic aceasta se va întâmpla și va fi pusă în discuție o nouă cerere de schimbare a încadrării juridice formulată de către unul dintre apărătorii părților civile. Vlad Pascu a fost audiat în calitate de martor în procesul de trafic de droguri în care este cercetat Tudor Duma. Cel poreclit Maru a primit o condamnare la închisoare de un an și 4 luni cu suspendare pentru furt calificat după ce s-a filmat în farmacia Spitalului Floreasca în timp ce căuta medicamente. Între timp, Tribunalul Constanța a decis ca Vlad Pascu să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Caz șocant la Galați, un bărbat de 44 de ani a fost găsit pe șinele de tren de pompieri smurd. Individul care era beat a dormit acolo. Spre norocul lui, un trecător l-a văzut și a alertat autoritățile după ce acesta a refuzat să plece. El a fost convins în cele din urmă de autorități să se urce într-o ambulanță. Au apărut informații noi în cazul accidentului șocant din Brăila, dintre o cisternă încărcată cu benzină și un autoturism. Șoferul care a murit era polițist și ar fi provocat intenționat accidentul. Șefii lui știau că are probleme emoționale și chiar a fost sub evaluare psihologică. Până acum 2 zile, când i s-a dat din nou armamentul pe mână. Colega noastră Corina Amatinski vine cu mai multe detalii. Bun găsit, toate indiciile duc către un tânăr polițist de la IPJ Brăila. Polițistul era de puțin timp în sistem, a fost încadrat din sursă externă în noiembrie 2022. Superiorii lui știau că are probleme care necesită tratament, ba chiar a fost sub evaluare psihologică după o tentativă recentă de suicid. Mai precis, în luna februarie acestui an, când a fost găsit inconștient în casă și salvat de tatăl său.
Atunci a fost retras armamentul și a făcut 7 ședințe de asistență psihologică de specialitate, cel puțin asta spun reprezentanții poliției. A mers în continuare la muncă, dar fără să facă activități care să implice munca cu publicul. Apoi, în luna aprilie, a primit înapoi armamentul și a păzit sediul IPJ Brăila. Pentru că nu au fost observate schimbări de comportament de natură să le ridice suspiciuni, pe 4 iunie, adică cu o zi înainte de accident, șefii au dat aprobare să se întoarcă la ordine publică. Accidentul a ridicat suspiciuni după ce șoferul cisternei l-a declarat polițiștilor că mașina a intrat direct în el cu viteză foarte mare. Autoturismul a luat foc imediat după impact, iar salvatorii nu au mai putut să facă nimic pentru polițist. S-a deschis o anchetă și se așteaptă rezultatele testelor ADN pentru ca identitatea lui să fie confirmată și în mod oficial. Asistenta a reținut aseară în dosarul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon este audiată acum de polițiști. A fost reținută pentru că ar fi mințit la audierile de acum câteva săptămâni, când a spus că nu a fost de față atunci când dozele cu medicamente ale pacienților ar fi fost micșorate. Alte 5 angajate de la spital au dat azi declarații la poliție. De ce ați mințit asemănător? De ce nu le spuneți adevărul? Ce aveți de ați mințit procurorilor? Doamne, de ce ați mințit procurorii? Ce speră polițiștii să afle prin audierea acestei asistente, ne spune acum colega noastră Alexandra Dinu. Senatorii speră să obțină de la asistenta medicală de la Spitalul Pantelimon detaliile importante pe care ei știu că le are despre morțile suspecte de la terapie intensivă. A fost reținută pentru mărturie mincinoasă după ce în prima fază a audierilor a spus că nu știe nimic despre ce s-a întâmplat cu aceste doze de noradrenalină, iar apoi polițiștii au descoperit contrariul. A fost indicată mai exact de mai mulți angajați din spital la audier că ar fi fost inclusiv prezentă în momentul în care s-a umblat la doze. Anchetatorii au audiat deja 10 de persoane până acum din Spitalul Pantelimon și sunt foarte multe mărturii contradictorii. De cealaltă parte, 3 comisii au stabilit deja că morțile celor 17 pacienți nu sunt suspecte și că medicii de la spital și-ar fi făcut treaba. Există însă în curs această anchetă penală unde nu s-a tras încă o concluzie finală. Incident violent la un banchet în Telorman, un profesor de la Colegiul Național Unirea s-a luat la bătaie cu un elev de clasa 12-a. Este vorba despre Răzvan Vasile, inspector general adjunct al județului, care în același timp este și candidat PSD pe lista de consilieri județeni. Acesta spune că ar fi ieșit în curte să le ceară celor neinvitați să plece. Printre ei era și un tânăr de 19 ani, elev la o altă școală, care l-a îmbrâncit. Situația a degenerat rapid și a fost necesară intervenția altor elevi pentru a calma spiritele. Am auzit o fată spunând unor colegi pe la 1:30 dimineața că în afara localului sunt persoane străine, nu se simt confortabil. Am ieșit, i-am spus unuia dintre ei pe care nu-l cunoșteam să plece de acolo, să-și facă de treabă, că nu e banchetul lui, nu e evenimentul lui. A devenit foarte obraznic, m-a scripat, în mod repetat m-a înjurat, a lovit, fără a-mi provoca bătămări corporale. În momentul acela au intervenit alte persoane de acolo de afară, nu știu dacă erau elevi sau prieteni de-ai lui, l-au îndepărtat. În tot acest timp el m-a înjurat în continuare, s-a urcat într-o mașină și a plecat. Am înțeles că s-a sesizat poliția în urma apariției filmărilor în spațiul public. Mi s-a spus că trebuie să ajung, când ajung în oraș, la turnul Măgurele, să merg să dau o declarație. Eu am anunțat intenția mea de a nu face nicio plângere, de a nu avea niciun fel de pretenții, pentru că e vorba de un tânăr până la urmă. Asta e, a greșit. Mai sunt 3 zile până când mergem la vot, dar maratonul alegerilor pentru Parlamentul European a început de astăzi în Olanda. Votul de acolo este urmărit cu atenție pentru că rezultatele ar putea da tonul pentru întreaga Europa. Sondajele de opinie arată că Partidul Libertății, anti-imigrație și eurosceptic și coaliția formată din verzi și laburiști ar urma să câștige câte 8 locuri în Parlamentul European. În total, 373 de milioane de alegători sunt așteptați la urne în Europa pe parcursul următoarelor 4 zile. Majoritatea țărilor din UE, printre care și România, îl organizează duminică. În viitorul mandat vor fi 720 de eurodeputați, dintre care 33
din România. Discutăm despre alegeri în această seară la Analiza Zilei împreună cu Sabin Orcan, director Newsweek România. Bun găsit, Sabin Orcan, la Analiza Zilei. În această seară îți propun să vorbim despre alegeri, mai sunt doar 3 zile. Senzația ta este în acest moment că există un interes crescut al societății față de alegerile locale și europarlamentare în România? Un interes parțial. Nu cred că va fi o schimbare masivă a prezenței la vot față de acum 4 ani. Poate va fi pentru că față de acum 5 ani, în cazul alegerilor europarlamentare, poate va fi pentru că vorbim de aceste alegeri comasate și uite, au și alegerile astea comasate, poate o parte bună, poate să prezintă mai mulți oameni la vot, dar nu cred că prezența va fi spectaculoasă. Adică dacă nu va fi 40, poate va fi 50 sau 60. Am văzut un sondaj în scop, cred, în care spuneau până în 60% dintre români că se prezintă sigur la vot. Am o să vedem dacă cei care au răspuns acestui sondaj, dacă răspunsurile astea se reflectă la nivel național. Și avem o disparitate și din punctul ăsta de vedere. Există localități în care prezența e foarte mare și există localități, cum e Bucureștiul, de pildă, care este, nu, bătălia anului din punct de vedere al alegerilor locale, în care la ultimele alegeri au fost 36% dintre bucureștenii cu drept de vot, ceea ce este o cifră extrem de mică, Bucureștiul fiind un oraș cu mai multe feluri de alegeri. Votezi primarul de sector și primarul general și Consiliul General și Consiliul de Sector și votezi și, nu? Deci votezi, ai mai multe opțiuni. Dar eu cred, de ce mă tem eu, și am văzut că sunt și alți analiști care gândesc așa, mă tem că ar putea exista și o spirală a tăcerii și toate aceste sondaje care apar, unele se contrazic, altele nu, spun cam același lucru. După aceste sondaje, dacă ne luăm, în România nu există pericol în acest moment ca extrema dreaptă, extremismul, suveranismul, anti-europenismul să ia avânt, dar există o spirală a tăcerii sau poate exista, care ar putea să schimbe un pic calculele celor care s-au gândit să-și pună la rece șampania deja. Sabin Orcan, miza acestor alegeri, dincolo de rezultatul imediat al votului, în special pentru alegerile locale, este însă una importantă și pe termen mediu și lung, pentru că aceste alegeri dau tonul următoarelor runde de alegeri, inclusiv al alegerilor prezidențiale. Îți propun să discutăm și despre acest lucru. Mai întâi însă luăm o scurtă pauză în care vom difuza publicitatea electorală. Doar câteva secunde, revenim imediat. Ne-am întors, Analiza Zilei continuă la Digi24. Sabin Orcan, director Newsweek România, invitatul din această seară. Discutam despre miza secundară a acestor alegeri. Ele dau tonul celorlalte runde de alegeri din acest an, inclusiv al alegerilor prezidențiale. Dar nu e în mod neapărat că ce se întâmplă acum duminică va urma la vot la prezidențiale. Pentru că totuși vorbim de alegeri diferite. Una sunt alegerile locale, în care vorbim de primării, de organizații. Vă dau o informație, poate oamenii care se uită la noi nu știu. Există localități din România în care anumite partide importante la nivel central nu au candidați. Nu au prezentat liste de candidați. Evident, nu mă refer la partidele cele două mari aflate la guvernare, ele au 90 și ceva, nici măcar ele n-au 100%, 90 ceva la sută dintre localități au depus liste. Deci există partide mai noi, mai mici, care nu au liste în toate localitățile. De asta spun, nu cred că se va translata rezultatul de acum identic la prezidențiale, dar da, e un semnal, e o încercare a opiniei publice și vom vedea. De data asta, sau în special anul ăsta. Dar vreau să spun că e altă miză, scuză-mă, Claudiu Pândaru. Vreau să spun că miza, din punctul meu de vedere, miza la aceste alegeri din acest an, care încep duminică și se termină la sfârșitul anului cu parlamentarele trecând prin prezidențiale, miza este apartenența României la comunitatea euroatlantică. Orice alte discuții sunt de politică internă. Dar dacă vorbim de alegeri europarlamentare, despre care am vorbit puțin în această campanie, care au loc duminică, miza este ca în România să nu câștige puterea un curent extremist și anti-european care contestă
nu neapărat apartenența României la NATO și la Uniunea Europeană, dar contestă modul în care România se aliniază în această alianță cu cei mai puternici aliați. Mai ales că avem un război la graniță și cu asta nu e de glumit. Din punctul meu de vedere, asta e linia roșie și probabil că linia roșie care unește toate alegerile de acest an, indiferent de miza lor, mai locală, mai europarlamentară și așa mai departe. Și mai vreau să fac o observație scurtă, dacă îmi dai voie. Vorbeam aseară la Cosmin Prelicianu cu profesorul Ion Stanomir, care spunea, mi-aș fi dorit ca în această campanie să avem dezbateri de idei și de proiecte și de programe. Din păcate, nu tot electoratul gândește la fel. Există un electorat mai mic care așteaptă dezbateri de proiecte și nu atacurile și bătăile și filmulețele, videoclipurile din ultimele zile. Și există și oameni care votează în mod irațional, adică mai degrabă pe bază de simpatie și nu de analiza unui proiect politic, a unei ideologii, nu că tocmai am văzut un videoclip. Pentru ei nu contează ideologia, ci contează simpatia sau antipatia față de un om politic sau altul și trebuie să recunoaștem că există și un astfel de electorat și nu, când spun asta nu îl critic, ci doar spun, asta e o realitate. Există oameni care votează pe bază de simpatie și există oameni care votează pe baza unor idei. Mai e un lucru care pare a se fi împământenit, deci ceea ce era excepție devine regulă, absența totală a dezbaterii față în față între candidați. Ne lipsește cultura asta, Claudiu Pândaru, și ne lipsește de la vârful statului. Când avem un președinte, cu tot respectul, care după ce a câștigat alegerile, bătându-se în niște dezbateri televizate foarte bune, dacă ți-aduce aminte, cu Victor Ponta, după care a început să nu mai participe la evenimente de presă, ca să zic așa. Totul a fost numai pe bază de conferințe de presă, un număr de răspunsuri limitate și cam atât. Și asta s-a, acest comportament al lui Klaus Iohannis, pentru că el totuși un om la care se uită o mare parte a națiunii, nu mai vorbesc de politicieni, nu? Ca la un exemplu, a ajuns să se contamineze întreaga clasă politică. În general, politicienii nu mai vor dezbateri 1 la 1, 2 la 2, 3 la 3, ei nu mai vor decât să candideze de unii singuri, fiecare pe culoarul lui, și dacă vrei, asta este politica bulei. Exact ca pe Facebook, te izolezi în bula ta, politicienii sunt în bulele lor, nu mai vor să participe la dezbateri cu riscurile de rigoare, pentru că noi nu aflăm de fapt cum gândesc acei politicieni pe viu, decât din câteva interviuri pe care, spre meritul ei, presa le-a făcut în ultimele zile, de pildă cu candidații la primăria Capitalei, dar atât, nu i-am văzut pe toți 3 sau 4 sau 5 la oaltă, într-un studio de televiziune sau oriunde. Organizat poate ca în America, unde fiecare televiziune are dreptul să organizeze și prin rotație. Sigur, de-a lungul timpului, să nu uităm, astfel de dezbateri au existat în România. Absolut. Și prezidențiale, și locale. Absolut. Și ele au început să dispară cam în epoca lui Klaus Iohannis. Îmi pare rău să spun, dar Klaus Iohannis este cel care a spus nu mai facem așa, facem conferință de presă, răspunde la niște întrebări. Dacă au văzut la șeful statului asta, și politicienii s-au inspirat și au spus, de ce să mă risc eu într-o dezbatere, poate ăla e mai bun decât mine retoric și așa mai departe. Dar noi știm că unele dezbateri prezidențiale, de pildă, au contat, aș zice, la vot. Nu știu cât, că nu sunt sociolog, dar dacă mi-aduc aminte de dezbaterile prezidențiale cu Traian Băsescu, chiar și cu Klaus Iohannis, cu Victor Ponta, alea au contat la vot. Au fost oameni convinși pe ultima 100 de metri ca un motiv să meargă la vot, indiferent cu cine au votat. Cel mai mare pericol în ziua alegerilor, despre asta aș vrea să discutăm. Mai întâi luăm însă o scurtă pauză, rămâneți alături de noi, revenim. Ne-am întors, analiza zilei la Digi24 continuă cu Sabin Orcan, director Newsweek România. Discutam și te invitam să încercăm să identificăm care ar putea fi cel mai mare pericol în ziua alegerilor în România. Dacă ar fi să te gândești la unul. Eu știu un pericol, dar nu mă gândesc la prezența la vot. Am mai avut alegeri cu 36% prezență, cu 40%, cu 50%, cu 80% în anii 90. Nu prezența la vot. Cel mai mare pericol, nu doar în ziua alegerilor, dar mai ales a doua zi după alegeri, e ca oamenii să nu mai creadă în alegeri. E ca oamenii să nu mai creadă că în democrație votul este unicul instrument prin care putem schimba ceva, prin care putem face ceva. Asta încearcă să facă Rusia, a încercat să facă Statele Unite ale Americii, oamenii să nu mai creadă în rezultatul votului, să nu mai creadă în corectitudinea alegerilor. Și să le spunem oamenilor, în România,
cu toate imperfecțiunile ei, există un sistem democratic prin care cine câștigă cele mai multe voturi ajunge la putere sau formează coaliția de guvernare și așa mai departe. Nimeni nu umblă la acele voturi. Avem, din punctul ăsta de vedere, toate calificativele primite de la Uniunea Europeană că se organizează alegeri libere. Sigur că apar incidente, sigur că mai încearcă unii să dea o pungă de mălai, mai lipesc unii un afiș, să mai iau unii la bătaie. Asta se întâmplă în toate statele lumii, dar procentul acestor neregularități este insignifiant și el nu schimbă fundamental rezultatul alegerilor. Și asta trebuie să le spunem oamenilor, pentru că și zilele astea circulă niște, nici nu vreau să dau nume, din partea unor lideri politici, că cineva încearcă să schimbe rezultatul votului. Zilele trecute, o colegă de-a mea de la Newsweek a fost la sediul STS și a văzut ce face de fapt STS în privința securizării transmiterii datelor între secțiile de votare și mai departe. Da? Deci e totul transparent. Nimeni nu umblă la acele voturi și eu consider că ăsta este cel mai mare capital al democrației noastre. Repet, cu toate imperfecțiunile ei, este faptul că alegerile sunt sfinte. Cine câștigă voturile românilor, cine mobilizează mai mulți oameni la vot, va avea un rezultat mai bun și poate pretinde să ajungă la putere în cazul alegerilor parlamentare sau să trimită reprezentanți în Parlamentul European în cazul europarlamentar. Mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, Sabin Orcan. Urmează știri din sport după o scurtă pauză, iar de la fix jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Noi ne revedem duminică în ziua alegerilor de la ora 19 alături de Anca Suciu, o ediție specială, 2 ore la Digi24.